Că mie mi l-o tăiat așa în două, pe lung. Aici m-a rămas o țără și am capătul ăla de cucuruz acolo, unde vedeți pumul. Exact ca pe vremea lui Ceaușescu, că vine și te ia mascață și te bat să dai pământul la colectiv. Bărbatul de 80 de ani, care a rămas fără mai bine de 2 hectare de pământ, nu este singurul în această situație. Zeci de alți localnici din Țipar sau Păru au pierdut hectare întregi de teren agricol în urmă cu 3 ani, atunci când au început lucrările la autostradă. Fără să ne anunțe înainte cu nasă, nu mai semănăm sau ceva, s-or băgat, era greu semănat, era deja în spic, ori intrat. Și v-ați trezit pur și simplu că pe terenul dumneavoastră, fără să primiți niciun leu, e autostradă. Da. Păi da, și asta e comercializare bună, să iei și să nu plătești. Așa mai place și mie să mă duc după medicament la farmacie, să iau tot ce-mi trebuie și să nu plătesc. Oamenii au trimis în zadar sesizări la toate instituțiile statului. Am o grămadă de memorii făcute și nu numai eu, proprietarii din teren. Am făcut memorii, am primit răspuns că în cel mai scurt timp se va identifica problema și se rezolvă și cu asta ne-am ales. Ca și cum paguba pe care deja au suferit-o nu ar fi fost de ajuns, localnicii din Țipari reclamă acum o altă problemă. Din cauza unor probleme apărute la șosea, autostrada trebuie reparată, iar constructorul ia acum pământ tot din terenurile localnicilor. Oamenii spun că nu își permit cheltuielile unui proces împotriva CNADNR pentru a-și recupera banii. Autostrada A6 în județul Timiș a fost dată în folosință în anul 2014.